firma BGS. A. Valeriu Rechita este numele meu, manager petrolul, consilier primar, Ploiești. Am și o întrebare. Sunt pe un site, pe Adevărul, și scrie aici că directorul BGS, Carol Ungureanu, lasă de înțeles că oamenii din conducerea petrolului n-au fost trăind de acest lucru, adică de introducerea torțe și petarde. Și pe ghilimele scrie, nu vreau să intru în discuția asta, cert este că n-am vrut să mai continuăm colaborarea cu cei de la petrolul. Degeaba aduc eu 200 de oameni și pun la treabă dacă cei din conducere nu respectă ceea ce le cer. Conform unor surse, chiar antrenorul Valeriu Rechita le-a spus celor de la BGS că a dorit ca spectacolul Ferii de Galerie este fie în anunțime și de aceea le-a permis fanilor să accesul cu torții. Este adevărată declarația? Da, vintea și dumneavoastră. Pentru că dacă este adevărată declarația, s-ar putea să ne întâlnim până la procese. Cum am văzut eu, am aflat acolo la Careu, era 11 metri pentru Steaua și se pregătesc Costea să șutează. Băiatul a intrat exact unde scrie Green Arena, cred, pe partea asta, numai spre 16, cred, direct unde scrie Green Arena, a alergat de la Coltul spre Galamaz. Galamaz era exact aici. Era exact aici. Unde primește lovitura și băiatul care a intrat începe să alerge spre Martinovici aici. Unde începe lupta asta, ce s-a întâmplat mai departe. Maxim, băiatul a venit până aici. Maxim. N-a plecat spre acolo undeva. Băieții din jandarmeria, cine a luat, au ieșit cu el afară de stadion. Au început din nebunia asta cu roșii și cu, nu știu, cu arbitru. Ai care... fost acuzat că tu ai găsit un box? Nu, n-are nicio treabă cu boxul. Era, nu știu, v-am arătat acolo, dacă aveți cheia la... Ce anume? E exact bricheta, negra. A văzut și Alexandru Burceanu, o să vă explic. Mihai Costa... E exact așa, ca negru, puțin mai mare. Ca negru asta și pot și puțin e mai grea. Și practic n-ai găsit un box. N-am găsit niciun box. Dar doamna voastră știe cum arată boxul? Cum? Chestii de metal. Da, chestii cu metal spre... Exact. Dar dacă asta era... dacă asta arată ca un box, eu nu știu cine sunt. Ce se mai întâmpla? Mihai Costea marchează gol, pleacă spre colț. De corner. Petard arunce la 5 metri de la poartă. Tătărușanu cade maxim la 16 metri. Unde a căzut el? În timpul asta tot steliștii pleacă de acolo. Eu eram la 16 metri. Cum ei alergat, au petrecut din zona asta. Au alergat pe Tătărușanu, au intrat toți băieții de acolo. Ce se mai întâmplă? De tribuna TIN, acolo, ajunge bricheta. A fost aruncată pe stadion? Aruncată, da. În momentul asta, când era aruncată, eu am aflat aici, exact. Eram exact aici. Am ieșit cu echipa mea, am primit gol, am ieșit puțin sus. Uite unde am fost. Văd că bricheta zboară spre acolo. Fac niște pase. Încep să alerg. Puțin. Unde găseam cheia? Bricheta. Au, dar ne faci condiții, nu glumă. Nu e glumă, vreau să-ți arăt cum era. Alexandru Burceanu a fost exact acolo. Și timpul când eu ajung aici, el se vine, cum să zic, se întoarce spre mine. A fost bricheta jos, am făcut asta. Alexandru a început, bă frate, la ce? Am început să merg și am alergat spre, cum se zice, spre banca mea, da. Spre margine.
De ce am făcut asta? Să salvez pe un nebun care a intrat? Nu. Niciodată nu susțin cu huligani și nu sunt huligan. Mi-e pare rău pentru Gala ce s-a întâmplat. E un jucător foarte bun și sper că să revine cât mai repede la teren. Spuneți-ne ce e în primul rând cu acel obiect pe care unul dintre jucătorii noastre l-au găsit. Haideți să lămurim problema. Da, am văzut și eu ieri acest linșaj mediatic la care a fost opus Enes Ipović. Mai aveam un pic să spun că el i-a dat pistolul celui care l-a împușcat pe Galamas. Incredibil și este aici cu noi. Vă poate explica exact ce s-a întâmplat. Nu a fost vorba despre un box, nu a fost vorba despre o armă albă, ci despre o simplă brichetă care a fost culesă de către Enes din altă parte a terenului de unde s-a întâmplat, față de unde s-a întâmplat incidentul. Și mi se pare un lucru incredibil că un jucător este acuzat de favorizarea infractorului. Nu. Și cel mai important lucru ar fi trebuit spus că doctorii au declarat că lovitura pe care a primit-o Galamaz și pentru care încă o dată îmi cer iertare, eu ca și manager al clubului, ca și fotbalist, pentru ce s-a întâmplat, este dată de către un pumn, nu de către un obiect contundent, nu de un box sau ce s-a mai spus. A apărut oarece articole în presă în care se spune că BGS-ul acuză conducerea Petrolului că ar fi ajutat huliganii să intre pe stadion cu tot. Da, e vorba despre acele surse despre care se spun tot timpul la noastră, la jurnaliști. Eu am luat contact cu cei de la BGS. Mi-au spus personal că n-au spus niciodată acest lucru, că nu au mai continuat colaborarea cu noi după cele două meciuri pe care ni le-au... care am avut contract, meciul inaugural și meciul cu Dinamo, din cauza celor două lucruri pe care eu le-am spus tot timpul, anume nu ne permitam ca buget să plătim o firmă de pază la nivelul celor de dânsi și a doua, nu au punct de lucru la Ploiești, ci ar fi trebuit ca la fiecare meci să aducă cel puțin 200 de oameni să transporte de la București spre Ploiești ca să facă un meci, să păzească un meci. Astea sunt lucrurile adevărate și mi-au promis că vor da un comunicat, un drept la replică față de ceea ce s-a scris asta în viaj. Spuneați mai devreme că ieri ați vorbit cu patronul Galantului, cu patronul firmei de pază care asigura, da, ar fi trebuit să asigure paza la, și la meciul cu Steaua. Ce ați spus, ce ați vorbit cu dumnealui, ce v-a spus dumnealui? Și dânsul era foarte afectat, pentru că orice s-ar spune, dânsul este principalul vinovat și noi avem contract cu această firmă de pază și protecție care trebuia să asigure perimetrul stadionului înăuntru lui și i-am spus un singur lucru. E clar că nu vom mai putea colabora niciodată, că acest contract care este valabil va fi reziliat, dar noi ca și club vom dori despăgubiri pentru că ne-a fost afectat imaginea, vom juca meciuri fără spectatori, unii sponsori să gândesc dacă mai vin lângă noi. Și l-am lăsat pe dâns întâi să-și facă anumite calcule, să vină cu o ofertă după care vom discuta pe concret. Cine ar fi trebuit să le spună cum să intervină stewardzilor? Păi cei care se ocupă, șefii stewardzilor, pentru că există un plan de protecție și pază avizat de jandarmerie. La acest meci, fiind un meci cu grad mare de risc, noi am suplimentat pe cheltuielile proprie cu 35 de stewardzi obiectivul de pază. Și fiecare om din incinta stadionului are sarcini precise, adică cei care erau în jurul terenului de joc trebuiau să nu permită în primul rând ca o persoană străină să intre pe suprafața de joc. Dacă s-a întâmplat acest lucru, trebuia imediat evacuat. Adică trebuiau stewardzii să intre după acel descreierat, să-l placheze și să-l scoată din incinta stadionului. De ce nu a intervenit? Și patronul firmei era foarte contrariat pentru că cei 2-3 stewards care erau în acea zonă i-au spus că n-au știut exact dacă au voie să intre pe teren sau nu. V-a spus patronul de ce fel de criterii ține cont la angajare, de vârstă, de... Nu, era un domn de vreo 60 de ani. Nu putem noi să... Știu că s-au făcut speculații că firma are, nu știu, un angajat sau asta. Și noi suntem obligați ca și club să
angajăm o firmă de protecție și pază cu toate actele în regulă. Ceea ce am și făcut. Este o firmă care are toate avizele, toate atestatele în regulă. Deci, mai practic, cu BGS-ul ați avut contract doar pentru cele două evenimente. Meciul cu Dinamo și inaugurarea stadionului. Meciul cu Dinamo și meciul cu de inaugurarea stadionului. După care am rămas să discutăm. Am discutat, nu ne-am înțeles. Asta a fost problema. Nu că am semnat contractul cu Galantul înainte acestui meci. Nu, cu Galantul avem contract de un an și jumătate. Dânșii ne-au făcut tot campionatul anul trecut de Liga 2 la Streșnic, unde am jucat. Ei au făcut și primele meciuri pe care le-am jucat la Buzău. Ei au asigurat paza chiar înainte de meciul cu Steaua. Am jucat cu Sibiu acasă. Tot Galant a fost la meciul cu Sibiu. De unde aceste dezinformări? Cum ai comentat faptul că s-a spus despre suporteri că ar fi fost duși la meciuri cu autocarele de la club pe banii primăriei? Altă minciună. Suporterii se organizează singuri, suporterii își plătesc deplasările, suporterii fac rost de sponsorizări, sunt organizați într-o asociație. N-avem nicio treabă noi cu lucrurile astea. Acum toată lumea dă în Petrol, toată lumea încearcă să creeze imaginea falsă că Petrolul este un club care ajută huliganii. Petrolul este un club care este centrul răului fotbalului românesc. Nu este adevărat. Noi suntem un club mic care anul ăsta am promovat, suntem un club cu o istorie bogată, nu intrăm în diverse show-uri televizate pentru că nu vrem să facem circ și am vrea să fim lăsați în pace. S-a întâmplat acel incident regretabil cu huliganul pe care eu sper să justiția să-l condamne cât mai mult timp și mi-aș dori dacă se poate, interzicerea pe viață a accesului acestui huligan pe stadioane și sperăm că acest incident... Normal, ne vom construi din partea civilă și pe el și pe cel care a aruncat petarda care a dus la întreruperea meciului. Și așteptăm acum de la organele de abilitate să urmărească imagine surprinse de către camerele stadionului și să sancționeze pe toți cei care au aprins torțe, toți cei care au aruncat cu obiecte în teren. S-au făcut demersuri pentru acționarea judecată a Galantului? Păi, în primul rând, așteptăm să vină patronul firmei să ne spună cam cum gândește el această despăgubire pe care noi o facem. Și apoi, chiar acum, juristul nostru se uită pe contract și trebuie neapărat întâi să știm mâine care este decizia Comisiei de Disciplină, câte meciuri se vor juca, eu știu, pe alt stadion sau cu porțile închise. Vom face calcule, vom anunța. Oricum îi dați în judecată. Oricum îi dăm în judecată. Amenda către jandarmi s-a plătit? Da, am plătit și amenda către jandarmi, deși noi nu avem nicio vină, ne-au spus că asta e legea 4 și că trebuie să amendeze organizatorii pentru că nu și-au făcut treaba firma de paz. De 10 ore, sau nu știu cât mai, am zis că am găsit o brichetă. Nu de genul asta, bricheta era negră, puțin grea. Se deschide așa și se face focul așa. Metalică. Metalică, puțin, da. Nu știu cum se zice la voi, zip. Zip, așa se face. Asta bricheta era. S-a întâmplat în timpul când a intrat petarda sau torț ce a intrat și când a lovit și când Tatărușanu a căzut jos. Atunci toți băieții de la Steaua, de la Colțu, au alergat peste zona asta unde am găsit cheia. În momentul când ei au alergat, a venit ochia din tribuna TIN. În timpul ăsta când a căzut jos, eu am văzut. Și am venit și am luat și am scos la margine. De ce am făcut asta? Am făcut să salvez echipa de amendă. Nu am făcut să protejez pentru un om care intră pe teren la un spectacol și se lovește pe un jucător. Asta... Nu există cuvinte pentru asta. De ce crezi că se lansează asta de acuzații? De ce cred eu? Nu știu, sincer. Nu știu, părerea mea, de ce cred eu? Nu știu, sincer, nu știu. Poate, că am auzit că aici sunt niște, cum zici, jigode, care începe să
nu știu cum se explică, sunt niște jigodi care vreau să fac rău cluburi.